Bună seara, dragi utilizatori ai portalului de știri Nord News. Astăzi o avem ca invitată pe Arina Spătaru, deputată din partea platformei Demnitate și Adevăr. Bună seara, doamna Spătaru, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara și bine v-am găsit în sediu nou. Doamna Spătaru, dumneavoastră vă enumerați printre puținii deputați care au fost infectați cu noul COVID-19. Cum vă simțiți acum? Mersi, bine. Mi-aș fi plăcut să se vorbească mai mult despre proiectele mele de lege, așa cum s-a vorbit despre boala mea COVID, dar se pare că COVID-ul nu alege nici preferințe politice, nici gen, nici situații financiare, situații sociale. De asta am avut și eu nenorocul să mă infectez, eu și alături de soțul meu împreună. Am avut noroc că am avut probabil o formă mai ușoară. Și am avut marele noroc că copiii mei au rămas sănătoși, ei nu s-au îmbolnăvit. Asta probabil că m-a ținut tare și m-a făcut mai optimist în perioada bolii. Totuși, mai mult, lumea bună critică felul în care guvernul Chicu administrează pandemia. Din punctul noastră de vedere, ca fostă pacientă, de ce epidemia este în ascensiune în Republica Moldova? Indiscutabil, există foarte multe erori. Despre aceste erori am vrut să vorbesc în ziua când a fost înaintată moțiunea simplă ministrei Dumbrăveanu. Din păcate, noi în Parlament suntem prost tratați de guvernare, de miniștri, de prim-ministri, de președinta Parlamentului și atunci când a ajuns rândul, în sfârșit să pun și eu întrebarea. Pentru că, de fapt, noi, cei din platformă, da, în perioada de pandemie am încercat și ne-am străduit și probabil și am demonstrat că suntem o opoziție constructivă și dacă am venit cu critici, criticile la fel au fost constructive. Am vrut să pun întrebări și să vin cu soluții pentru pacienții care sunt mii, cei care se tratează acasă. Dacă la nivel de spitale lucrurile stau cum stau, pentru că datorită partenerilor noștri europeni, SUA, care investesc milioane de euro, de dolari în sistemul nostru medical, lucrurile cumva stau mai bine. Atunci, ce ține pacienții care se tratează la domiciliul lor, nu le se acordă, nu pot să spun prioritate, nu le se acordă deloc atenție. Și atunci când în discuția cu colegii mei m-au întrebat, uite, se vehiculează că cheltuielile unui pacient care stă acasă se ridică în jur la 3.000 de lei, eu am zis că știi, dar de fapt nu am calculat. Și atunci când am auzit că ministra Dumbrăveanu a spus că pacienții care se tratează acasă le este suficient paracetamolă, atunci am venit să spun lista întreagă de tratamente sau că eu nu am avut formă ușoară și trebuiau să fiu spitalizată, așa spunea ea, pentru că se explică că dacă ai mai multe simptome, ar trebui să fii spitalizată. Eu am primit un tratament simptomatic și tratamentul meu s-a ridicat la 3.000 de lei. De asta am vrut să rog pe doamna ministră să-și revadă acțiunile cu referire la pacienții care se tratează la domiciliu, pentru că la începutul pandemiei un fals medic, un olicuțică medic care este la moment și un pic de președinte a spus că întreținerea unui pacient pe zi este de la 2.000 până la 4.000 de lei în spitaluri și nu știu de ce, eu am ajuns la concluzia că întreținerea unui pacient care exact ca și mine achită polița medicală este 0 lei, este fals. Din păcate n-am fost auzită, pe lângă faptul că nu se acordă nicio soluție pentru tratarea, pentru medicamentele care să fie mai ieftine pentru pacienții COVID sau să fie din contul poliției medicale, pacienții COVID nu beneficiază de servicii ca atare. Deci eu după ce am primit testul negativ la COVID, am fost nevoită să caut soluții, să-mi fac analize generale, să-mi fac un rentgen. De ce? Pentru că știm cu toții că COVID-ul provoacă diferite complicații. Și atunci am fost categoric interzisă să pășesc pe pragurile unei sau alte instituții, dar o minune. Cei privați, medicii privați, m-au primit cu mare drag și au zis că, doamna Arina, nu e o problemă. Deci, din contul meu, contribuabil care achită polița medicală, mi-am achitat tot tratamentul, mi-am achitat serviciile, mi-am achitat analizele.
Doar cu un scop, să dezleg mâinile medicilor de familie. Pentru că aici e o temă destul de complicată. Medicii de familie, din păcate, sunt puși într-o situație să trateze oamenii la distanță, cu ochii închiși, și se pare că în domeniul acesta avem mult de lucrat, pentru că văd că numărul infectărilor persistă destul de mare. Nu știm ce ne așteaptă. Doamna Sfătărubine, dar ce mesaj aveți pentru toți cei care se confruntă acum cu acest virus? Dacă să vorbesc despre cei care se tratează la domiciliu, am venit chiar cu un jurnal, pentru că m-au provocat jurnaliștii de la Radio Europa Liberă să scriu un jurnal și am povestit experiența mea. Și îmi pare foarte bine că după asta foarte multă lume mi-a scris. Chiar recent o pacientă COVID cu care împreună ne-am împărtășit în perioada asta lungă suferințele, fricele, a născut. Avem un băiat, un David, și îmi pare foarte bine că am avut și astfel de exemple, o însărcinată care a avut COVID. Deci istorii sunt multe, pot să încurajez oamenii să fie încrezători că totul va fi bine, să-și asculte corpul, să-și asculte simptomele, și atunci când consideră că lucrurile nu sunt prea bune, să meargă la spital. Doamna Spătaru, care este starea dumneavoastră de spirit după un an și ceva de deputăție? La câte proiecte de legi ați reușit să fiți autoare și la câte coautoare? Toată lumea știe că proiectul meu de suflet este proiectul Statutul Municipiului Bălți. Un proiect destul de mare, pentru că dacă unele proiecte au jumătate de pagină sau câteva propoziții, proiectul meu are 33 de pagini. Acolo unde am lucrat cu oamenii din Bălți, cu juriști, cu funcționari din diferite domenii, pentru că asta a fost prioritatea și promisiunea mea. Și chiar dacă unii colegi deputați din teritoriu, oameni din alte raioane se supără și sunt geloși, acest proiect de lege destul de complicat, destul de complicat din punct de vedere a scrierii, dar și al promovării, este prioritar. Mi-am propus la început de an să dezvolt și proiectul legat de malpraxis. Am avut și niște audieri publice la nivel de instituții medicale din Bălți, dar din păcate am intrat în pandemie. De aceea prioritatea a fost rezolvarea problemelor oamenilor în teritoriu. În perioada de pandemie, eu vă asigur că au fost foarte multe, și promovarea proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți. Deocamdată cu malpraxisul mă așteptăm, eu cred că medicilor acum nu le arde a malpraxis. Se zice că în Moldova legile sunt bune, doar că ele nu se respectă. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, mecanismele eficiente ale implementării acestor legi? Iată, aici oamenii trebuie să înțeleagă foarte clar că deputații, în afară de legiuitori, de cei care scriu și adoptă legi, sunt persoanele care urmăresc îndeplinirea acestor legi. Deci deputații sunt unii dintre reprezentanții poporului, care au dreptul, conform statutului, legii statutul deputatului, să urmărească cum legea este îndeplinită. De ce legea nu este urmată, de ce nu este îndeplinită, la acest subiect putem să discutăm mult, pentru că există foarte mulți factori. Sunt de acord că legile sunt foarte bune și sunt de acord că la nivel de instituții lasă de dorit. Și în multe cazuri, atunci când îmi ajut oamenii care se adresează la mine, când încerc să pun în funcțiune instituțiile cu tare sau cu tare, primesc o explicație, o bună explicație a unui fost președinte care spune că tare ar fi bine să avem ceva, dar nu știu ce nu avem. Da? Probabil că încă nu avem maturitatea și responsabilitatea în societate, în funcționari. Dar pot să vă spun că exemplul pornește de la noi, politicienii din Parlament, de la deputați, și după cum vedeți cât dezastru este în Parlamentul nostru de astăzi, nu mă miră că celelalte instituții nu funcționează așa cum trebuie. Dacă bine înțeleg, după ce legea intră în vigoare, autorul acestei legi ar trebui să urmărească modul de aplicare. Da. Este adevărat sau nu? Este adevărat, este corect și este normal ca fiecare deputat, cel care înaintează un proiect de lege, care îl promovează, pentru că bucătăria asta parlamentară este destul de complicată, și ca să te vezi cu un proiect de lege corect promovat și adaptat conform tuturor rigorilor, conform Constituției Republicii Moldova, este o cale destul de lungă, și atunci deputatul cu certitudine este
nevoit câteodată să urmărească dezvoltarea și implementarea lui. Nu știu în proces cum va fi atunci când eu mă voi trezi într-o bună zi atunci când va fi votat proiectul de lege privind statutul municipiului Bălți. Probabil că până atunci este o cale destul de lungă, dar personal mă voi preocupa ca acest proiect de lege să dea roade la propriu și la... Da, în acest context, de ce totuși acest proiect cu privire la statutul special al municipiului Bălți nu a fost încă votat, a cărui autor sunteți dumneavoastră? Și în special, de ce deputatul PSRM, Alexandru Nesterovski, deputat care la alegerile locale din anul 2019 declara că îl va susține, de ce nu o face acum? Este vădit și este clar că deputații socialiști vorbesc ceea ce noi dorim să auzim, dar ceea ce fac este contrariu. Eu am înțeles un lucru, că totuși acest proiect de lege mai mult are o tentă politică. Pentru că dacă acești deputați erau atât de preocupați de interesele bălțenilor și dacă ei considerau că bălțenii merită un astfel de proiect de lege, ei cel puțin veneau cu amendamente la proiectul meu. Pentru că în comunicarea lor, la nivel parlamentar, am discutat cu ei de nenumărate ori. Am discutat și la nivel personal, coleg cu coleg, și la nivel de comisie, acolo un alt deputat socialist, Alexandru Sate, este acum interimar, președinte interimar al comisiei, care face tot posibil ca comisia, a căreia raportori suntem noi, Comisia Administrației Publică, pune bețe în roate și pune întrebări care nu au nimic legat cu proiectul de lege. Eu înțeleg foarte bine că bine, ei urmează alte interese. Cum își motivează el refuzul votării acestui proiect? Personal, așa, când discutăm noi, între noi și nu ne aude nimeni, da. Ei spun că dacă cumva un primar din Bălți ar deveni un primar socialist, atunci ei cu certitudine ar vota acest proiect de lege. Pentru că acest proiect de lege oferă mai multă autonomie financiară, dezleagă mâinile autorității publice locale. Da. Și asta probabil că lui Dodon, cel care consideră că Bălțul ar putea să-i aparțină, nu prea îi place. Deci acest proiect de lege oferă libertate pentru că noi, cei din Bălți, municipiul Bălți, mereu am fost cumva izolați de centru, de Chișinău. De fapt, colegii mei și la fel și eu, Platforma Da, noi suntem prietenii descentralizării. Noi considerăm că toate localitățile trebuie să-și primească în sume mari înapoi banii contribuabilor. Și noi să nu uităm că locuitorii municipiului Bălți achit în formă de diferite taxe, impozite. Anul 2019 a fost 1.600.000.000 și ceva, deci niște sume impunătoare. Înapoi revin foarte puțini bani. Și prin astfel de instrument, eu cred că guvernarea, Dodon cu cabinetul lui de buzunar, încearcă cumva să ne stăvilească, să nu ne permită să dezvoltăm localitatea noastră. Și apropo, un exemplu elocvent este faptul că presa a servitului Dodon vehiculează că datorită lui Dodon Bălțul va avea nu știu câte milioane lei pentru reparația drumurilor. Păi noi bălțenii nu vrem ca nimeni, nici Dodon, nici Chicu, nici altcineva să nu vină și nu ne doneze din mărinimie, din nu știu ce considerente. Noi merităm banii noștri înapoi, conform legii. Și apropo, la acest subiect am muncit foarte mult alături de Platforma Da și am fost coautoare unui proiect unde am întors defalcările către bugetul de stat dintre localități care achită persoanele fizice. Deci noi în anul 2019 am votat un proiect de lege astfel încât comunele, statele au primit 100% din defalcările colectate de persoane fizice. Este o proporție destul de mare și am mărit astfel bugetele locale. Pentru municipiul Bălți am mărit bugetul în jur la 5%. Din păcate, pentru că atunci când am venit cu un amendament să mai adăugăm încă 10%, desigur că iarăși colegii socialiști nu ne-au susținut. Ceea ce este important este faptul că dacă toamna aceasta aveam doar 26 de deputați care susțineau acest proiect de lege, uite că acum, în ultima zi din sesiunea primăvară-vară, deja există 49 deputați care susțin acest proiect de lege.
Urmează să mai căutăm încă doi să-i convingem, pentru că la nivel parlamentar este loc de discuție, este loc de dezbateri, este loc de compromisuri. Eu cred că în sesiunea de toamnă vom continua lupta pentru acest proiect. Ați spus la un moment dat că bugetul s-a mărit cu 5%. Este un lucru binevenit, dar până la urmă este foarte important cum acești bani vor fi gestionați mai departe. Indiscutabil, este corect. Și atunci când mulți oameni mă învinuiesc că precum că aș apăra interesele primarului de Bălți, eu spun că apără interesele bălțenilor. Iar cum sunt gestionate aceste surse financiare? Pentru asta există Consiliul Municipal, oameni care au fost exact votați ca și mine, oameni în care bălțenii au avut încredere. Dacă cei care ridică mâna și decid că acești bani să meargă la un havuz care până la sfârșit peste jumătate de an devine avariat defectat, atunci Dumnezeu și cetățenii să-i judece. Paralel există instituții. CNAU, Inspecția Financiară, Inspecția fel de fel. Noi avem foarte multe organe de verificare și control. Să-i verifice, pentru că faptul că oamenii își primesc în buget înapoi banii este corect. Cum sunt administrați acești bani, noi putem cu toții și societatea civilă și noi deputații și oamenii de rând să verificăm astfel încât să arătăm o cale corectă acestor bani. Ați spus la un moment dat că aveți o conlucrare frumoasă cu colegii din Platforma Demnitate și Adevăr, dar cum este să activați în administrația publică a Parlamentului împreună cu colegii din Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Partidul SOR, cu colegii din Partidul Pro-Moldova? La nivel de comisie, noi totuși mai mult dezbatem proiecte și concepturi. Foarte rar când acolo lucrurile merg așa, nefiresc, pentru că noi toți înțelegem că am venit în Parlament să muncim în interesul oamenilor. De ce spun asta? Pentru că, într-adevăr, până acum, doar proiectul de lege privind statutul municipiul Băz a prins scânteie și toți pot asculta înregistrare audio, pentru că toate ședințele noastre parlamentare au loc sub înregistrări sau video sau cel puțin audio. Acest proiect de lege chiar deranjează colegii mei socialiști. Și chiar deja am rămas plăcut surprinsă, pentru că după mișcările acestea care s-au petrecut la nivel de majoritate, s-au mai schimbat și actorii în comisiile parlamentare și pentru că așa a fost să fie, doi membri democrați au plecat într-un alt grup parlamentar, a fost delegată o doamnă deputată din partea Partidului Democrat și m-a mirat un lucru. Cum Dumnezeu a sărit în apărarea lui Dodon atunci când spuneam că el își face perioade electorale din banii noștri a tuturor și trebuie să punem punct, da? Deci lupte politice, uneori care degradează și asta probabil că deranjează foarte mulți cetățeni. Dar, cum a zis colegul meu Igor Munteanu, noi lucrăm cu materialul clientului și astfel deputații au fost trimiși în Parlament, cu ăștia lucrăm. Da, dar cum credeți, de ce presa nu are acces la toate ședințele Parlamentului? Sau mai bine zis, ce are de ascuns parlamentarii de la presă? Eu nu am nimic de ascuns. Nici colegii mei din Platforma Da, nici colegii mei din întreg blocul acum. Nu știu, probabil să-i întrebați pe cei care închid ușa presei, cei care dau ordine securității Parlamentului să îngrădească presa. Personal nu am nicio problemă, pentru că eu nu dorm în timpul ședinței plenare, pentru că noi cu toții nu răsfoim alte portaluri decât știrile și lucruri care sunt legate de ședința plenară. Dar cine o face? Cine o face? O fac cei care închid ușile la presă. Probabil că înțelegeți că noi chiar ne luptăm pentru... Și mereu am fost deschiși, am fost și eu personal, de fiecare dată am scris scrisori, probabil că și dumneavoastră ați primit o scrisoare, că mă declar prieten al presei, accept critica constructivă, accept întrebările incomode, pentru că eu consider că deputații sunt în proprietate, așa, a poporului. Noi suntem obligați să dăm dare de seamă la tot ce facem și este normal să meargă presa, că până la sfârșit, la ultima ședință,
Au intrat jurnaliști, au intrat cameramanii, au filmat tot ce au avut de filmat, au plecat și ved că nu a murit nimeni. Înseamnă că se poate. Se poate, într-adevăr se poate. Doamna Spătaru, de ce PAS și PPDA n-a desemnat un singur candidat la prezidențialele din toamnă? Of, asta e o problemă mare, pot să zic, pentru dreapta noastră pro-europeană. Dacă țineți minte, noi am început să vorbim despre candidatul comun la prezidențiale încă în toamnă, după alegerile locale, după ce guvernul blocului acum a fost demisionat. Noi, cei din platforma DA, am făcut apel, ca de obicei, și am sperat că experiența anului 2016 cumva va fi replicată cu mai multă calitate, cu mai multă atitudine, cu mai mulți figuranți în prezidențiale. Din păcate, toate negocierile, pentru că personal nu am participat la negocierile între membrii reprezentanții partidelor, pentru că, dacă țineți minte, în negocieri au pornit mai multe partide, inclusiv partenerii noștri din PAS. Fiecare a ajuns la concluzia că decât să promovez un, pentru că e conceptul care era un om, o persoană, bărbat, femeie, nu contează, a politică, ca să nu promoveze interesele nimănui, ca nu cumva să se supere cineva din membrii unui partid. Da. De fiecare dată când veneam cu această soluție, ni se cereau nume, pentru că eu consider că dacă vrei să pleci cu cineva într-o barcă, te urci în barcă, da? Și începe a vâsli, da? Nu întrebi, da, ce vâslă ai să ai? Mă iei în barcă, da, cu ce culoare o să fii vâsla? Sau, da, cum ai să vâslești? Deci, la bun început, stabilești, mergem împreună în barcă, mergem pentru că avem nevoie de trecut un râu, da? Și atunci căutăm soluții la greutăți, pentru că noi chiar avem greutăți mari și dacă nu izbutim să-l detronăm pe Dodon, lucrurile vor fi și mai grave. Din păcate, nu a fost să fie așa. Atunci când noi am înțeles că nimeni din partidele care au participat atunci la negocieri nu agrează ideea să avem un candidat comun, pentru că noi eram de acord să nu fie neapărat din partea platformei, da? Lucrul acesta a durat mult. Atunci, în martie, pare mi se, sau aprilie, martie, probabil, când noi am luat o decizie, să ieșim cu candidatul nostru. Putem vorbi despre o tactică greșită? Putem vorbi despre rânza moldovanului. Bine, dar în acest sens, de ce politicienii de dreapta nu învață lecția alegerilor din 2019? Vorbesc de alegerile primăriei din Chișinău, când Andrei Năstase a pierdut tocmai din cauza că și Țicu, și Chirtoacă, și Chironda s-au vrut primari. Observăm că și la prezidențialele din acest an va fi aglomerație pe acest segment. Va fi? Noi nu putem răspunde pentru toți oamenii. Exemplul nostru a platformei DA din 2016, acel exemplu trebuia replicat în următoarele alegeri. Dar, din păcate, atunci doar platforma DA a cedat, dacă țineți minte, pentru că au mai fost candidați. Noi chiar și atunci nu am putut identifica unicul candidat. Noi ne-am arătat deschiși și pot să vă zic că platforma DA suferă și acum pe seama cederii. Dar am făcut-o conștient. Personal în Bălți am fost șefa staful electoral pentru candidata Maia Sandu de pe atunci în ambele tururi, pentru că credeam cu desăvârșire că se poate prin unitate de câștigat un mandat de președinte. Da? Exemplul nostru putea fi preluat, dar se pare că actorii politici au văzut, pentru că noi platforma DA chiar am avut de pierdut, da? Și au văzut cum, datorită faptului că am cedat, noi rămânem un pic în sondaje, cum au luat-o înainte candidata pe care am susținut-o și probabil că și-au făcut concluzie că nu se merită, nu știu. Bine, dar totuși pentru binele locuitorilor Moldovei trebuie cineva să cedeze până la urmă, trebuie. Cine? Cine să fie? Noi am cedat. Am cedat odată, am venit cu soluția să mai cedăm odată, dar noi nu am fost auziți și asta e situația. Deci, credeți că e rândul celor din PAS? Nu, dar nu, niciodată nu a fost problema și pusă situația că voi atunci și noi acum. Se pare că atunci când a trebuit, noi am demonstrat că putem. Noi am cedat și atunci, pentru că nimeni nu presupunea că noi vom face majoritate cu socialiștii. Și atunci când am pornit negocierile, noi chiar ne-am dorit că Andrei Năstase să fie președinte de parlament sau prim-ministru. Iarăși,
s-au început discuții, s-au început lamentări. Desigur că socialiștilor nu le plăcea ideea Andrei Năstase să fie președinte de Parlament. Desigur că pe ei deranja foarte mult. Desigur că ei aveau planuri pe viitor să deturneze blocul, cum noi înțelegeam foarte bine lucrul acesta. Atunci noi iarăși am cedat. Am cedat, am votat-o pe Zinaida Greceanu, spre binele tuturor, spre binele guvernului blocului acum. Deci noi de fiecare dată am demonstrat această deschidere. Acum, da, știți, la Bălți, în limba română, se spune «насильно мил не будешь». Se pare că acum nici partenerii noștri nu au nevoie de noi. Doamna Spătară, unii deputați se stredă să devină acolo sus în Parlament pentru a-și putea promova cât mai bine business-ul. Noi știm foarte bine că și dumneavoastră ați avut la un moment dat o afacere prosperă până ajunge în legislativ. O afacere profitabilă. Ce se întâmplă cu ea? Afacerea familiei mele suferă acum exact ca și celelalte afaceri mici și mijlocii, afaceri cărora guvernul Chicu nu le-a acordat prioritate. Datorită fiului meu, care fiind student s-a pomenit și el în carantină în Republica Moldova, ea cumva este pe plutire și dacă atunci când eu am început activitatea mea politică aveam 6 angajați, acum am rămas doar cu 2. Noi suferim exact ca toți ceilalți, noi înțelegem grijile și nevoile tuturor celor din mediul mic și mijlociu afacerilor Republicii Moldova. Noi știm foarte bine că guvernul nu a făcut absolut nimic pentru a ne ajuta. Eu tare îmi doresc ca această afacere să prospere pentru că ea de fapt este partea familiei noastre. Ceea ce ține de promovare în Parlament, eu cred că un atelier de mode nu are nimic cu proiecte de lege și cu scheme, cu contrabandă, cum încearcă alți deputați la o bucată de noapte, în ultima zi a ședinței plenare, să bage pe sub masă niște proiecte de lege care nu au aviz anticorupție, care nu au aviz de guvern, astfel încât să-și apere. Deci este un exemplu foarte clar și oamenii foarte bine înțeleg pentru ce Arina Spătaru a plecat în Parlament. Doamna Spătaru, un timp ați fost supărată pe jurnaliștii de la Nord News. Mai mult, chiar ne-ați calificat drept un portal puțin cunoscut din Bălți. Acum, mai sunteți supărată? V-a trecut această supărare? Eu am spus despre portalul Nord News că este puțin supărat, puțin cunoscut? Da, a fost un live pe Facebook la un moment dat în care ne-ați etichetat cumva. Să fie clar că eu niciodată pe nimeni nu mă supăr. De ce? Mi-au transmis colegii mei acum când eram în întâlnire un subiect scris de un portal de știri mai puțin cunoscut din Bălți. Deci, cu așa, cu o denumire incitantă, deputata blocului acum promovează candidatul socialist în Bălți. Pentru că așa e convingerea mea pur creștină, da? Pentru că deci, tot timpul este loc de mai bine și mereu oamenii greșesc. Și, cum se zice în Biblie, dacă ești sigur că nu vezi așchia cuiva, uite-te în ochiul tău și vezi bârna. Niciodată nu m-am apucat să judec. Mai ales presa. Mai ales presa care este la început de cale. Pe atunci, probabil că Nord News era mai puțin cunoscut. Și eu cred că prin postarea mea, probabil că am făcut și eu așa un pic de interes. Eu sunt sigură că oamenii au discutat, au vizitat portalul vostru. Eu vă urez mult succes de acum încolo, pentru că eu sunt sigură că atunci când vrei multe lucruri bune și frumoase, cu certunele izbutești. Dar eu sunt sigură că lipsa asta de comunicare poate să creeze niște animozități. Eu mereu am rămas deschisă față de presă și vă rog să mă invitați și am să fiu deschisă de fiecare dată. Și noi vă mulțumim, doamna Spătaru, pentru interviul acordat. Dragi utilizatori ai portalului de știri Nord News, ne vedem săptămâna următoare. Pe curând!